Satul Hâșdieni. La distanță de 4 km de orașul Glodeni, întemeiat în anul 1062, se află satul Hâșdieni. La hotarele acestor două localități se înalță o răstignire sculptată în piatră de Cosăuț. Această răstignire a fost confecționată și montată cu străduința regretatului lider al asociației Bogdan Constantin. Coborând puțin mai în vale, se deschide panorama întregului sat, în mijlocul căruia este înălțată biserica cu hramul acoperământul Maicii Domnului, zidită în anul 1891 din piatră. Paroh preoții a Sfântului Lăcaș din anul 1909 au fost Pavel Matieevici, Gheorghe Fluieraru, Leonid Lozinski, Gheorghe Murafa. Actual preot paroh este Nicolae Murafa. 30 de ani au durat lucrările de renovare a Sfântului Locaș. Tencuielile și vopsirea bisericii din exterior, reparația capitală a bisericii și a zidului, zugrăvirea și pictura din interior, renovarea iconostasului, schimbarea geamurilor, ușilor și multe altele. În preajma curții bisericii s-a renovat fântâna și s-a montat monumentul acoperământul Maicii Domnului cu străduință băștinașului Pogor Ioan. Recent, din inițiativa administratorului gospodăriei locale Axinti Petru, s-a amenajat o grădină în preajma bisericii, în centrul căreia este înălțat monumentul Maicii Domnului cu pruncul Iisus în brațe. În anul 2006, la inițiativa ex-președintelui raionului Glodeni, băștinaș al satului Hâșdieni, Carcea Valerie, au fost amenajate la intrare în sat o fântână, o răstignire și o oprire în stil național cu elemente de piatră și lemn. Unul din ultimul popas la ieșire din sat este o capelă inițiată și zidită de Vasile Rusnac, băștinaș al satului Hâșdieni, în anul 2009. Toate acestea, edificii, reprezintă satul Hâșdieni în aspectul său social-religios.